Emoții de toamnă. A venit toamna, acoperă inima cu ceva, cu umbra unui copac sau cu umbra ta. Mă tem că n-am să te văd uneori și că o să-mi crească aripi ascuțite până la nori. Că-i să te ascunzi într-un ochi străin și el o să se închidă într-o frunză de pelin. Și atunci mă apropii de pietri și tac! Iau cuvintele, le iau și le nec în mare, șuie la lună. Și o răsar și o prefac într-o dragoste mare. Binișor, Emilian, dar se putea cu mai multă expresivitate și fără să te uiți în foaie. Totuși e o poezie de toamnă, de nostalgie, de... Domn Brișar, eu nu pot fi expresiv cu stomacul gol. Ne sunim noi pentru copii, noi pentru profesori. Bună ziua, dragilor! Ce mai faceți? Ați reușit să numărați bobocii, pentru că toamna se numără bobocii, se valorifică tot ce ai făcut pe parcursul anului și noi cumva astăzi o să vă spunem câte ceva despre Linela. Într-adevăr, echipa Linela face 20 de ani de activitate. Mai bine zis, în luna lui octombrie sărbătorim cei 20 de ani de când Linela este în casa și în familia ta. Vreau să vă zic că... noul sezon Nebun Negustos va fi dedicat celor 20 de ani de activitate Linela. Dar tu ce făceai cu 20 de ani în urmă? 20 de ani în urmă? Stai să mă gândesc. În octombrie. 14 ani aveam. Așa, clasa 7-a. Cu siguranță eram pilijancă. Mara Șmuc nu erau, era Strielca și Bielca. Și așteptam ca mama să scoată cei mai gustoși și cele mai gustoase mere din cuptor. Cu miez de nucă și cu dulceață. Da, dar mie știi ce-mi place? Mie îmi place plăcinta cu mere, cu bostan, gutuile coapte. Dar noi astăzi o să gătim un chec cu mere și compot din fructe uscate, știi, ca pe vremuri, ca în copilărie. Timp de 20 de ani, Linela se străduie să îi susțină pe Timp de 20 de ani, Linela susține producătorii noștri de acasă și chiar și aceste mere de pe masă sunt culese cu tot dragul de către muncitorii noștri, de către gospodarii de acasă. Da, și de asemenea, chiar și aceste fructe sunt strânse de ei, deshidratate și puse aici pe masă. Acum hai să și gătim, nu doar să vorbim, iată așa, ține ție merele, mie apa. Și vreau să vă zic că totodată Linela acordă sprijin comunității locale și a datorită acestui fapt ne face să devenim mai buni zilnic. Dacă ți-amintești, așa și-a început totul cu sloganul, hai să fim mai buni. Da, și nu trebuie să uităm că schimbarea vine de la tine, adică de la Valeria. Da, adică eu astăzi sunt mai bună decât am fost ieri. Nu, tu astăzi ești mai rea cum ai fost ieri și alaltă ieri, însă nu este despre aceasta. Vreau să vă zic că acum Linela este practic oriunde în Republica Moldova, fiind cea mai mare rețea de magazine din țară, având angajați peste 3500 de oameni care muncesc în fiecare zi, cot la cot, cu multă dragoste special pentru voi, clienții fideli. Acum vreau să te provoc, dacă tot zici că știi pe toate, câte magazine Linela sunt în țară? Eu cred că peste 100. Răspunsul ăsta cu siguranță poate să mi-l dea oricine, pentru că au fost o mare parte din clienții fideli la deschiderea celui de-al 100-lea magazin, însă în total sunt 120 de magazine, așa că un sincer, la mulți ani Linela, multă, multă inspirație și în următorii 20 de ani încă 120 de magazine și după asta mai vedem ce facem. Felicitări! Asta înseamnă că timp de 20 de ani, aproximativ câte 6 magazine pe an. Harnici, cam așa. Harnici, dar iată, hai să luăm exemplul de la ei și să gătim și noi, să ne apucăm de treabă. Păi tu gătești, eu... Nu, hai să vedem cine gătește. Cum adică cine gătește? Normal, tu gătești, iar eu stau și... Nu, iată lângă tine este o monedă și hai să decidem cine gătește. Regulile sunt foarte simple, pe o parte a monedei avem Linela scris, în cazul în care îmi merește mie Linela, atunci merg la magazin, iar pe cealaltă parte avem Nebun de Gustos. Asta ar însemna gătesc. Hai!
Doamne ajută, eu nu sunt inspirat astăzi pentru gătit. 3, 2, 1 și... Pa! Linela! Mi-am luat moneda, mi-am luat microfonul. Mă întorc când o să fie bucatele gata, mă duc la magazin să vezi ce delicii găsesc pe acolo. În această rețetă o să avem nevoie de ingrediente destul de accesibile, care la sigur le găsiți la Linela. Eu am mai adăugat așa să fie ceva mai sofisticat, ciocolată albă. Pe vremuri nu prea o găseam noi, dar acum o găsiți peste tot. În primul rând, curăți merele, le tai cubulețe și pregătesc aluatul. Când eram la bunica pe vremea aceasta, desigur că ne întâlneam acolo cu toți verișorii și câteodată ne certam cine să mănânce dulciurile pregătite de ea, dar dulciurile, după cum știți, erau fructele din grădină acoperite cu zahăr sau zahăr pudră și acela era cel mai gustos desert. De asemenea, o să tai cubulețe și ciocolata albă. Puteți să folosiți și ciocolată cu lapte sau chiar ciocolată neagră. Acum mă apuc de aluat. Aluatul se pregătește foarte rapid. Ceea ce vreau să vă zic este că oricând pregătiți aluat, încercați produsele să fie la temperatura camerei, astfel checul o să iasă mai pufos și aerat. Pun în bol untul la temperatura camerei. Deasupra adaug zahăr și mixez. Sparg câte un ou și continui să mixez. O să adaug esență de vanilie. În loc de esență de vanilie, puteți să folosiți scurțișoară. De asemenea, o să pun iaurt grecesc, făină, praf de copt, puțină sare și la fel încorporez totul.
Aluatul este gata, a rămas doar să adaug merele și ciocolata albă, mai amestec puțin, după care ung tava cu unt, pun aluatul și îl pun la cuptor. Pun checul la cuptorul preîncălzit la 180 de grade Celsius pentru 45-50 de minute. Între timp o să pregătesc compotul care conține câteva ingrediente, zahăr și un amestec de mere, pere, prune uscate. În cratiță torn apa, adaug fructele uscate, puțin zahăr. Zahăr puteți adăugați după preferință, cui îi place mai dulce adaugă mai mult, cui îi place mai puțin adaugă mai puțin sau îndeosebi puteți să-l excludeți. O să fierb compotul aproximativ 10 minute. Doamne, da ce mirus în bucătăria noastră! Gata microfonul pentru astăzi, îl lăsăm să se odihnească. Cum te-ai descurcat fără mine, Valerica? Ia spune. Adevărul și doar adevărul. Mi-a fost atât de greu. Ți-a fost doar de mine. Da, pentru că m-am obișnuit cu tine să gătesc toată vara și acum atât de bine a fost că nu m-ai încurcat. Ce? Dar vreau să zic, cum crezi, ce au zis oamenii pe care i-am intervievat? Ce făceau ei acum 20 de ani în urmă? În mare parte toți au răspuns cam același lucru. Nu mă duce capul. 3, 2, 1, lucrau! Cum au lucrat oamenii sărmani. 20 de ani în urmă, așa urmează să lucreze și în continuare. Sărmani oameni, ce să vorbim? Am scos checul din cuptor, este călduț, compotul este gata și cumva acest chec ne aduce în acele seri, da, alături de familia noastră. Chiar dacă, Valeria, știi, lumea s-a modernizat, apar diferite cuptoare, cu microunde, cuptoare de copt, performante, nu știu de care, performante. Dar mărul copt în cuptor de mama nu-l schimbă nimeni și compotul. Da, te apropii mai aproape de mine. Așa, jos. Ții mai puțin că lucra mai puțin, mie mai mult, că eu am fost și în deal și în vale. Mulțumesc, dar păi tăiem o bucată de chec, nu? Da, eu sper că el nu-i crud, Doamne, te rog, toți sfinții, să nu fie checul, Valeria, cred că o să ne facem, eu râs chiar din prima ediție. Wow, el nu este crud. Nu este. Arată superb, miroase. Și uite, ies abri. Splendid. Hai, pune-mi o bucățică și gata că oamenii de-a mă salivează și ei. Hai. Poftim. Mulțumesc. Acest chec, după cum ați văzut, se pregătește rapid. Nu aveți nevoie de ingrediente sofisticate, dar vă asigur că o să strângeți amintiri cu el. Aveți nevoie doar de mâinile și creierul lui Emilian. Da. Splendid. Ca tare checul nu se mănâncă atât de fierbinte, dar noi nu avem răbdare în noi. Dar tu știi, Valeria, știi că eu tot timpul o să zic da, este foarte gustos, Valeria este bravo, dar din nou sezon am decis să dăm... Dar din nou sezon am decis să dăm premii pentru niște persoane care tot timpul sunt sinceri. Cine sunt cei mai sinceri, în afară de mine și tine? Copiii. Bineînțeles că sunt copiii, așa că în fiecare ediție, la final, după ce o să te laud eu și o să zic ești extraordinar, gătești checul ăsta, genial,
poți să vină aici un copil. El este sincer, copiii nu mint niciodată. El va trebui să ghicească cine a gătit, eu sau tu, și la final să ne zică dacă este bono sau nu este bono. Dar dacă spune că nu e bun, dacă nu e bun, înseamnă că să-i spunem să duc la mama lui și dacă mai e bun. Sau o ducem pe mama lui aici ca să gătească. Haideți să vedem cine în prima ediție sparge gheața. Iată și primul jurat din nou sezon Nebun de Gustos. Emilian sunt? Luca. Îmi pare bine. Valeria, Luca, te rog, mai blând. Ai o misiune foarte importantă. Va trebui să gust din checul pe care l-am pregătit. Cine l-a gătit încă nu știm. Va trebui să ghicești tu și după asta, dar să fii sincer, sincer. Îți place? De ce îți place? Nu-ți place? De ce nu-ți place? Ne-am înțeles? Tu astăzi ești regele, noi suntem suite. Dar poți să mănânci și cu mâna dacă vrei. Cum? Cum ți-e să ții mai comod? Vezi? Am simțit eu. Așa. Savurează, savurează checul ăsta gătit, gătit. De cine? De mine sau de Valeria? Eu cred că de Valeria. De atât că nu-i bun? De ce crezi că Valeria l-a gătit? E foarte bun. Așa, deci tu zici, ești sigur, mai ai o șansă să te răzgândești. Valeria a gătit checul sau eu? Mai gândește-te un pic. Dacă greșești, nu o să primești premiul. Eu încerc să rămâi pe poziție sau îți schimb părerea? Nu ți-a schimbat. Tot la fel. Tot la fel. Deci Valeria a gătit acest chec din miere, da? Acum, este gustos sau nu? Dar acum poți spui sincer. Gata, ai ghicit oricum, m-am gătit eu, mie nu prea îmi place. Foarte sincer. Gustos. Dar pentru mine e dulci tare. Mă prea multe miere, aș fi vrut niște pere, niște gutui. Ce, nu-i bun așa? E bun! Tu ești precis? Dar dacă eu dau două premii, poți să zici că el nu-i bun. Nu. Eu încerci în ziua de astăzi, dimite-te, știu și vor copiii. Da, vrei să-l duci pe o cale, mai ușor, așa, am înțeles. Chiar cu este bun, nu-i prea dulce, nu-i prea sărat, îți place, da? Dar te faci copilul. Mama acasă gătește? Da. Dar ce-ți place cel mai mult ce gătește mama acasă? Ea face chec? Nu. Nu faci. Ar să fie aici, ar să mănânci. Dar ce gătește mama? Asta e un fel de mâncare. Dacă spune altceva. Păi spune altceva, ce gătește ea, da. Dacă spun ceva care nu-i ceot. Păi spune. Macaroane? Macaroane cu ce? Cu podlivcă? Brânză. Macaroane cu brânză. Data viitoare, dacă o să gătim macaroane cu brânză, neapărat te invităm pe tine și pe mamica. Bine? Ai și un premiu. Sper că nu l-am chifleșit. Luca, asta este pentru tine, îți mulțumim foarte mult. Eu sper că ai fost sincer cu noi, așa cum este și echipa Alinela, sinceră de fiecare dată cu fiecare client. Dragilor, despre campania 20 de ani aniversare, vreau să vă zic că va dura până pe 15 decembrie. Pentru mai multă informație în această campanie, accesați neapărat 20ani.linela.md. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru de YouTube, să scriți în comentarii ce rețete ați mai dori să vedeți în noul sezon și neapărat like puneți! La revedere, o seară cât mai gustoasă! Pa, pa! Mua! Luca.